Maicii Domnului Mântuitorul Fiului lui Dumnezeu și despre adormirea sa. Îl vedem de asemenea reprezentat că Iisus Hristos cu un prunc în brațe. E bine, acest prunc trebuie să știți că reprezintă sufletul Fecioarei Maria. Suflet pe care Iisus Hristos l-a luat cu el acest și de asemenea trupul Maicii Domnului. Deci rețineți adormirea Maicii Domnului. Putem vedea Sfinții Împărat Constantin și Elena. Și de asemenea vedeți iată două portrete. Sunt alți doi mari tipări din Bisericii, adormirea Maicii Domnului. Însă din a doua parte a existenței acestui Sfânt la care se pune. Dumitru și Maria Plenicianu. Aceștia nu erau originali din Vădeni, erau originali din Plenița, un tat din Doci. În jur de 1800-1820, biserica din Vădeni, ca de altfel întreaga moșie Vădeni, rămânsese de izbeliște. Neamul Brăiloilor, prin ispitorii bisericii, se stinsese de mult în aceste părți, în această zonă, astfel încât veneau foarte mulți boieri care revendicau într-o oarecare măsură această moșie și totodată această biserică. Printre acestea putem aminti și pe un nume Gianoglu, grec de origine, era perioada de maximă întorire, da, a țării românești, sub dominație fanarilor. Și foarte mulți fanarilor se aceea care, cum se spunem astăzi, în această zonă, în această parte, în țara românească. Acest boier de anul s-a ocupat foarte de mușie și de biserică, astfel încât Sfântul care spus, capa Domnirea Maicii Domnului, a ajuns într-o stare nepermisă de ruină. S-a întâmplat însă că pe tronul țării românești a ajuns Barbu Știrbei, primul domnitor român de după